bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vom citi povestirea Numele al Doilea din cartea lui Victor Dumbrăveanu, Vornicel la nunta Badei. Despre Onuț se poate spune că e mult mai bogat decât alții. Dacă unii băiețași de seama lui au câte un nume, el are tocmai două. Pe cel din tâi îl cunoașteți, iar al doilea este atârzie. Nici mai mult, nici mai puțin, stea târzie și gata. Cred că ați înțeles cu toții că e vorba de o poreclă. Dar e o poreclă de zile mari, pentru care alții ar da, chiar și propria bicicletă, dacă nu chiar de tot, apoi pentru o săptămână ar da-o precis, fără să se uite în urma ei. Cât despre trotinetă, nici nu mai discutăm degeaba. Ar da-o și i-ar uita și numele. Îl rogi după aceea pe bădiță sau pe tătuța să-ți facă alta. Și te înnoiești peste o zi două cu o mândrețe de trotinetă de 10 ori mai bună ca aia veche. Pe când o poreclă frumoasă se poate spune că e o adevărată avere. O ai și nu o împarți cu nimeni, ci o porți singur, sănătos. Nici măcar nu se ponosește dacă stai să chipzuiești. Au cei drept porecle și alți băieței din Mahala, numai că ale lor sunt presărate cu ghimbi. De cum le rostești, te și pomenești luat din urmă de către cei cu pricină. Pe când porecla lui Onuț e o mândrie pentru stăpânul ei și îi se trage ea de la fratele mai mare, Ghică sau Bădița Ghică, cum îi zice Onuț. Odată ce ați uitat de el, ardeți, bineînțeles, de nerăbdare să-l și vedeți cum arată și ce prezintă acest Bădița Ghică, ce împarte porecle dintre cele mai frumoase numai unora și nu la toată lumea. Bădița Ghică, precum ziceam, e mai întâi de toate fratele lui Onuț și după aceea scriitor. Ori mai întâi scriitor și apoi fratele lui Onuț, căci scrie povești pentru cei mici și pentru cei mari, îi împacă și pe unii și pe alții. Onuț deja știe că nu este pe lume lucru mai greu decât a scrie pentru cei mari. Cu picii te împaci mai repede, dar încearcă de le intră în voie celor vârstnici. Să nu ne ducem prea departe, dar să o luăm chiar de la Onuț de acasă. De se întâmplă să fie trimis cu vreo treabă la un neam și la întoarcere se întâlnește cu cineva, uită că ai așteptat, iar când își amintește, 2 ore din timpul zilei, ca și cum au zburat. Nu-i vorbă, Onuț se grăbește nevoie mare, intră pe poartă ca un pui de vânt, dar tata îl ia în răspăr. Unde mi te-ai prăpădit, ușernicule? La care Onuț, știut lucru, că zice: dacă am așteptat până ai venit de printre case, nea Gheorghe. Tu mie să nu spui povești, că eu nu-ți dă seamă cu tine. Și Onuț se ferește în lături. Paza bună trece primejdia rea. Iată de ce celor mari nu-i ușor să le stai înainte cu una cu două, dar ea ca Bădița Ghică le stă. Cum se vestește că vine Bădița Ghică de la Chișinău, băieții din Mahala se împacă toți până la unul cu Onuț, chiar dacă ar fi fost certați de mama focului. Știe ce o știu, că nu degeaba îs din alunel. Trebuie să trăiască bine cu Onuț, să intre în voie cu de toate, pentru că de altfel nu se mai apropie de portița cosașilor și nici nu-și mai croiesc drum și cărare spre sacul cel cu povești adus de Bădița Ghică, căci de fiecare dată când dă întrecere prin sat, neapărat îl răstoarnă lui Onuț în mijlocul ogrezii câte un sac de povești, care îi ajung de ascultat pentru 2-3 seri. Dragii mei, vă aștept și data viitoare și vom afla alte aventuri ale lui Onuț.